Astăzi, valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de normele perioadei, nordul și centrul țării, unde norările vor fi mai persistente și local va ploua. În celelalte regiuni, vremea va fi normală termic, cerul temporar noros și averse se vor semnala doar pe arii restrânse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade. În București, cerul va fi temporar noros, dar probabilitatea de ploaie redusă, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. La munte, cerul va fi variabil, iar după amiaza local vor fi averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura aerului va fi în creștere ușoară față de ziua precedentă. La mare, vremea va fi relativ normală termic. Cerul va avea norări temporare și trecător vor fi condiții de averse slabe, posibil însoțite și de descărcări electrice. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius, iar apa mării are o temperatură de 25 de grade.